Bancul serii. Ha, ha, ha. Da, bineînțeles că fără mine nu poate să facă nimic ca Răducu, așa că voi fi nevoită să mă duc să-l ajut. Te duci să cumperi altele? Da, da. Sigur, ești invitat la un cocktail oferit de organizatorii acestui seminar. Aș dori să încep cu un program extrem de elocvent și care a trecut cu succes. Are mai multe componente, dintre care cea mai importantă este legătura directă. Deci programul are la ca și suport o puternică bază de date, conținând câteva sute de mii de firme din Uniunea Europeană și care sunt deschise să colaboreze direct cu cele din Europa de Est sau PEME. Există câte o reprezentanță, dotată cu toate echipamentele necesare și tehnologiile și competențele de care are nevoie funcționarea sistemului, și care are o legătură directă cu companiile din zona respectivă. Ce se întâmplă, completează cu sprijinul consultanților de la această reprezentanță, după care datele respective sunt introduse online, direct în baza de date de la Bruxelles. Automat, aceste informații, aceste intenții de colaborare sunt cunoscute de cei peste 600 de reprezentanți din orașele europene, difuzate automat la alte companii care ar putea fi interesate. Feedback-ul este să descentralizăm pe cât posibil această comunitate. Și dorim ca la Sibiu, pe cât posibil în următoarea perioadă, să stabilim o reprezentanță și care să lucreze direct cu Sibieni, să nu mai fie nevoie de intermediarea cuștenilor sau bucureștenilor sau știu pe regiune, este Budapesta sau Praga. Ideea la rândul nostru este ca și reprezentanța din Sibiu să descentralizeze aceste operațiuni, pentru că toate, după cum înțelegeți, sunt online, deci sunt folosind internetul, să descentralizeze la nivel de orașe, poate de cartiere, și direct poate să le dea acces agenților economice în bază de date. Noi vom avea o reuniune peste o săptămână la Praga, unde ne vom întâlni toți reprezentanții de rețele, iar eu sunt printre cei care militează pentru descentralizarea completă a sistemului. Deci de a elimina toate vericile posibile, ca fiecare dintre dumneavoastră să poată avea acces în bază de date, pe bază de parole și pe bază de semnături sigur electronice, de a introduce sau a obține date directe. Acest program este conectat nu numai cu această posibilitate de a îți găsi un partener, ci este conectat și cu posibilitatea de a face comerț electronic. Pentru că ținta principală a acestui program și, de fapt, a întregului program european în acest moment este de a introduce comerțul electronic cât se poate de rapid. Este ca fiecare dintre dumneavoastră și firmele care vor lucra în sistemul acesta să se conecteze cât se poate de rapid la internet, să-și creeze cât se poate de repede site-ul, deci prezentarea pe internet, și de asemenea să intre în piața virtuală pe care noi acum o construim, sub forma de prima piață virtuală internațională și care se va integra în cea europeană și, sigur, în cea globală. Despre această temă vom vorbi despre câte. Numele meu este Bianca Mundian și răspund în cadrul Centrului de Afaceri Transilvania de acest program de cooperare internațională. Va trebui să vă prezint formularul prin care aveți posibilitatea să fiți incluși în acest program de cooperare, Bureau de la Prosmon de Domn Fertil. Am să vă prezint formularul care există pe internet. Aceasta este o copie a paginii de pe internet, nu avem legătură online. Dar, în mare, în ce constă acest formular? El solicită, de fapt, date generale despre firmă, deci datele de contact ale firmei, denumirea firmei, adresa, localitatea, codul postal, țară, număr de telefon, fax, adresa
precum și date despre activitatea firmei. În iulie 97, deci dacă la început ne-am ocupat de partea de tranzacții spot, respectiv de intermediar de notul, așa cum realizăm toate cursurile din țară, începând cu 11 iulie 1997, am lansat la Spiu pentru că... Domnul, vă stăm la dispoziție imediat după ce încheiem această sesiune de expoziție. Vă întreb dacă aveți cumva eventuale nedumerie sau la cele trei mecanisme inteligente care au fost prezentate. În continuare, am să-l invit pe domnul profesor Vasile Ilenin, care este directorul Centrului Regional Codex, să vă prezinte câteva elemente ale pregătirii manageriale în contextul integrării europene. Cer scuze, primul rând, am câteva probleme personale legate de o viroză care mă sapă, ceea ce mă forțează să fiu foarte scurt. Eu reprezint Codex, deci Center for Open Distance Education for Civil Society. Mai multe detalii vor fi prezentate de domnul director în adunță, în expunerea care urmează. Mă voi focaliza pe ideea integrării europene și clasa managerială. Dincolo de spațiul legislativ, cursuri pentru masterate, fiind masterate Open University, în care mi-am licența, Centrul de Afaceri Transilvania, proiecția formidabilă pe care a făcut-o în ultimii ani și accelerarea procesului de integrare a conceptului e-commerce, de proiecția business-ului pe internet, Institutul de Relații Internaționale, care a creat la Cluj biroul de integrare europeană, care va avea o reprezentanță la Bruxelles, și ziarul Monitorul, care s-a integrat deosebit de bine în comunitatea cujană. Printre proiectele care sunt în vedere și care vor deveni funcționale într-un timp destul de scurt, va fi crearea unui club economic care va avea ca două, printre misiune care va avea, crearea unui spațiu de lobby profesional. Unul va fi în București, cel de-al doilea va fi la Budapest, integral suportat de comunitatea economică cujană. Al doilea proiect în care se vor integra aceste structuri va fi crearea două parcuri industriale. În momentul în care anexele legii care a fost publicată deja a fost aprobată, vor deveni operaționale în speranța